Bună dimineața, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem în Cluj, suntem cu domnul ghid de turism Traian Almășan. Luăm la pas Clujul, intrăm în biserici, aflăm istoria Clujului, o avem și pe Nina acolo în spate care ne ajută și are, întotdeauna am zis că are cea mai grea muncă. Dar luăm la pas Clujul, aflăm istoria Clujului, intrăm în biserici, dar mai mult o să ne zică Traian. Salut! Salut! Ce facem astăzi? Păi ne plimbăm prin Cluj, uite că avem noroc de vreme bună. Avem o vreme frumoasă, da. Și ne plimbăm prin Cluj. Pornim de aici, din vechea piața cetății. Ok. Vom vedea un pic unde s-a născut orașul. Ok. Vom merge pe urmă spre Piața Unirii, care este punctul central al orașului, unde se desfășoară și toate evenimentele, de la proiecțiile speciale de la TIF până la Târgul de Crăciun. Și pe urmă mergem pe lângă universitate, cam cea mai importantă instituție a Clujului. Mai aflăm un pic despre Revoluție, despre și un pic despre prezent, despre ce este azi prin Cluj. Păi să pornim. Haide. Hai. De unde începem? Adică am început de aici, în ce direcție o luăm? Păi cred că putem să începem aici cu câteva date despre Cluj, da, despre oraș. Deși nouă clujenilor nu le place chestia asta, este Cluj-Napoca. Ok. Acum, de unde vine numele Napoca? Este de la numele roman al orașului. Există anumiți istorici care spun că exista chiar și o așezare dacică, care s-ar fi numit Napoca. Dar ceea ce știm este că a existat un oraș roman aici, în Napoca, care într-o primă fază a fost o mică așezare agricolă, dar împăratul Hadrian, urmașul lui Traian la tron, a făcut o vizită în Dacia, sau cel puțin și-a anunțat o vizită în Dacia, moment în care cred că a avut loc un eveniment de genul Mircea, fă-te că lucrezi. Okay. Și atunci lumea s-a apucat și a construit și în Alba Iulia, în Apulum, Alba Iulia de astăzi, s-a dezvoltat orașul la fel și Clujul. Dar acum, lăsând gluma deoparte, Clujul se află ca și importanță economică pe unul dintre cele mai puternice, apărate și cele mai importante drumuri, respectiv drumul Sării. Ok. Care aduna sarea din toate minele din jurul orașului, sau mă rog, din zona Transilvaniei, și o ducea pe urmă înspre sud, înspre Dunăre. Și acesta este motivul pentru care era apărat foarte, foarte bine acest drum și acesta este și motivul pentru care Clujul a beneficiat tot timpul de o importanță economică mare, care i-a sporit atât finanțele, cât și importanța strategică. Deci a fost tot timpul fortificat. Da. Bun. Orașul roman se afla cam în zona aceasta. Nu foarte departe este râul Someș. Clujul este unul dintre, la fel ca și toate orașele Transilvaniei, cu excepția Brașovului, Clujul este construit pe cursul unui râu. Da. Noi avem Someșul Mic, care este chiar foarte aproape aici. Râu însemna apă, însemna transport, însemna... Era foarte vital, da, da, clar. Bun, asta este motivul pentru care se construiește acest oraș roman aici, în zona aceasta. Romanii, după cum știm, până prin anul 270 rămân în Dacia. După are loc retragerea aureliană, la fel și în Cluj. Nu o să intrăm în polemici dacă s-a retras doar armata sau și populația sau toată populația sau, nu știu, a venit o dronă și a luat pe toți. Ceea ce știm este că urmează câteva secole în care nu prea știm mare lucru. Este o zonă în care cu siguranță a rămas o populație romanizată, dar din cauza mult succesiunilor populațiilor migratoare care au tot venit pe aici, acea populație ori a fost diminuată, ori s-a retras probabil în munți, în păduri, în așa mai departe. Vin tot felul de populații în zonă, avari, gepizi, huni și așa mai departe, și într-un final ajung maghiarii. Maghiarii, acum există unul dintre principiile, eu sunt economist la bază, dar pasionat de istorie, și principiul de bază al istoriei este un citat al lui Titus Livius, sine ira et studio, adică fără ură și părtinire. Okay. Asta e motivul pentru care vă previn de acum că voi vorbi foarte mult despre civilizația maghiară din Cluj, pentru că dacă face parte din istoria Clujului, exact, și bineînțeles nu avem cum să nu discutăm despre, exact, asta într-o măsură. Exact. Care trebuie să fie existent. Exact, și în măsura în care Clujul este, la fel ca și Transilvania, un simbol al toleranței. Uh-huh. Atât, okay, etnice, cât și religioase. Nu idealizăm, nu zicem că tot timpul a fost numai lapte și miere, dar și faptul că Universitatea Babeș-Bolyai, care e cea mai mare universitate din Cluj, din câte știu și din România, are fiecare facultate în trei limbi: română, germană și maghiară. Okay. Sunt cele trei limbi tradiționale ale Transilvaniei. Până la al doilea război mondial, cam aproape orice membru al unei familii mai răsărite vorbea aceste trei limbi. Da. Bun. Maghiarii sau ungurii sunt un neam turanic venit din Asia, din stepele Asiei, înrudiți cu finlandezii și s-ar părea parțial și cu estonienii.
au venit în jurul anului 896, sunt menționați pentru prima dată în Atalkut, asta este în Ucraina de astăzi. Da. Și ei ajung în zona aceasta a Europei, mânați probabil de alte popoare migratoare care îi împingeau din spate, dar pe de altă parte și datorită faptului că aveau, din câte știu, turme mari de animale, de vaci în special, care au nevoie de apă, iarbă și sare. Ok. Și iată că aici le-au găsit pe toate. Aici le-au găsit pe toate. Da. Într-o primă fază ei merg spre vest, ajung până în zona Elveției de azi. Dacă da. Cineva va merge în Elveția la mănăstirea din Sengal sau Sangalen, acolo este o cronică mare despre distrugerile pe care le-au făcut ungurii pe acolo. Doar că sunt învinși de un împărat german, Otto der Große, Otto cel Mare, la Lechfeld, și pe urmă se concentrează înspre est, nu se mai concentrează înspre vest. Ok. Și ajung, practic, Transilvania este colonizată succesiv, ajung până la Carpați. Une chiar place nouă să recunoaște, dar trec și Carpați, și în est și în sud. Nu degeaba este Ungro-Valahia. Nu degeaba Basarab câștigă independența împotriva regelui Ungariei, înseamnă că era dependent dacă și-a câștigat independența. Și aici, în Cluj, în zona aceasta Transilvaniei, încep să o colonizeze. Okay. Cu diferite populații și foarte interesant, un rol foarte interesant îl are biserica. Și sunt tot felul de mănăstiri care sunt construite pe aici, printre care mănăstirile dominicane și franciscane. Dominicanii și franciscanii construiesc mănăstiri în centru orașelor, în zone urbane. Ăsta este principiul lor, să fie înconjurați de oameni. Și una dintre ele se construiește chiar aici, în centrul Clujului, și este închinată Sfântului Nicolae. Okay. Și asta, deja doar elementul ăsta ne dă o informație. Sfântul Nicolae este sfântul patron al comercianților. Okay. Și peste tot unde a existat în evul mediu, în Europa Centrală și de Vest, o biserică închinată Sfântului Nicolae, Sighișoara este alt exemplu, acolo se organiza și un târg. Și în jurul acestei mănăstiri se organizează și un târg, care există și un rând de fortificații care protejează atât mănăstirea cât și târgul. Da. Doar că în 1241, la fel ca peste tot în această parte a Europei, vine Genghis Khan cu armatele sale, respectiv mongolii cu acea armată extrem, extrem de puternică, care distrug aproape tot ce întâlnesc în cale și iau prizonieri și sclavi, extrem, extrem de mulți oameni. Și atunci Clujul este distrus. Okay. La fel ca și multe, multe alte părți ale Transilvaniei și ale României de azi. Din câte știu, doar cetatea Oradiei și biserica din Cisnădioara au sunt scăpat. Două care au scăpat. Din câte știu, restul au cam distrus peste tot unde au ajuns. Clujul, aparținând Transilvaniei și aparținând regatului maghiar din acea vreme, deciziile se iau de la, mă rog, Budapesta nu exista încă atunci, dar se iau din Ungaria. Și una dintre decizii este de a aduce și aici, în partea aceasta a Transilvaniei, coloniști germani. Okay. Respectiv sași. Da. Care, la fel ca și în sudul Transilvaniei, în Sibiu, Sighișoara și așa mai departe, sunt aduși și în zona de nord. În zona de nord ei sunt mult mai prezenți în zona Bistriței, da. În zona Reghinului, în zona Rodnei, dar și în orașul Cluj, plus încă unul sau două sate în împrejurimile Clujului. Ok. Și în Brașov. Da, sigur, în zona de sud a Transilvaniei oricum. Okay. Ei au un așa numit, primesc privilegii într-un așa numit tărâm crăiesc, Königsboden. Și în acel tărâm crăiesc, care este în special în zona de sud a Transilvaniei, da. Mai târziu ajunge din țara Bârsei până cea mai vestică localitate săsească a fost Orăștie, dar și în zona de nord, Cluj, Bistrița, Reghin. Doar că aici în Cluj, pe diferență de zona de sud a Transilvaniei, exista deja o populație dinainte, în mare parte maghiară, dar și românească sau slavonă, care nu trăiau în aglomerațiile urbane, ci trăiau mai degrabă în afara lor. Și astfel în Cluj, Clujul va fi reconstruit de către saci. Sașii vor avea o proporție foarte importantă a populației și, practic, la un moment dat, cel puțin din punct de vedere administrativ, orașul se va administra jumate de către saci, jumate de către maghiari. Okay. Nu sunt două zone diferite, ci în cadrul Consiliului Orășănesc. Cred că ar fi un fel de consiliu local de azi. Așa. El se numește Centrum Vir, adică cei 100 de bărbați, în care și erau jumate, jumate. 50 unguri, exact. 50 sași. Primarul, care atunci avea un rol foarte important juridic, în primul și în primul rând, primarul este ales în fiecare an din nou și un an este sas, un an este maghiar. Okay. Bun, povestea asta durează până prin secolul 17-18, când, datorită războaielor, dar datorită în special epidemiilor de ciumă, despre care vom mai vorbi în Biserica Sfântul Mihail, populația orașului este decimată. Okay. Și în locul lor vin alți oameni.
Acești oameni vin în principal din afara orașului, din satele din împrejurim. Românii nu aveau voie, la fel ca și în multe alte orașe din Transilvania, să se așeze în oraș. Spre diferență de Sibiu, Sighișoara, Brașov, Media și așa mai departe, în satele din jur, nu prea există populație germană și atunci populația care vine în sat este în mare parte maghiară. Ok. În felul acesta, ponderea sașilor scade și cea a maghiarilor crește. Și aici încep să fie niște mici frecuciuri, niște mici certuri. Da. Și până la urmă, o mare parte a sașilor ori vor pleca din Cluj, în special către sudul Transilvaniei, ori vor fi maghiarizați. Okay. O mare, mare parte dintre numele, numele germane, pe care dacă, nu știu dacă mai există pagina aurii, dar dacă ar fi să luăm o carte de telefon și să găsim, da. Să ne uităm, am găsit destul de mult, am găsit câteva nume germane în acea carte. Pot să vă garantez că 90% dintre ei nu vorbesc o boabă de germană, dar vorbesc maghiară. Okay. De-a lungul timpului au fost maghiarizați. Bun, aici, în actuala piața muzeului, da. Este așa numită veche piața cetății, care se așeza pe undeva în jur de 7 hectare. Nu știu dacă numărul 7 este chiar real sau este așa un pic magic, existau și că ar fi existat doar 7 străzi. Și era relativ, într-un cadru relativ restrâns. După cum am spus, într-o primă fază cu o incintă fortificată, ulterior, după ce orașul a început să crească și desigur că nu au mai avut loc pentru construcții în această incintă, au început într-o primă fază organizarea târgului și pe urmă și a altor construcții în afara acestei incinte fortificate și s-a construit o a doua incintă fortificată a Clujului. Bucățica din perete este din prima sau din a prima, doua? Din prima. Da, deci există o mică bucățică undeva, să vedem, poate luăm și cadrul, din zidul cetății, undeva mai în spate. Poate punem și un cadru pe acolo. Așa. Da, sunt câteva bucățici din zid, dar care fac parte ori din curțile sau casele care au fost construite ulterior, ori sunt, ca și aceea de care vorbești tu, este zidul actual al unei case, dar într-o curte interioară. Pe lângă asta mai există un turn care este ori stă pe locul unui turn inițial, ori este acel turn inițial reconstruit, okay. Care a servit și rolul unei închisori, okay. Și care, prin anii 2000, s-a transformat într-un muzeu extrem, extrem de interesant, care, din păcate, s-a închis între timp, respectiv un muzeu dedicat lui Emil Racovița. Okay. Putem să-l vedem și pe acela, că în continuare clădirea există. Da, o să o vedem. Bun, și din cea de-a doua incintă fortificată, da. Mai există turnuri, este bastionul croitorilor, pe care îl vom vedea. Mai este un turn care astăzi se numește Turnul Pompierilor, care a fost reinaugurat de vreo 2 luni, okay. Și de sus este o panoramă foarte, foarte frumoasă asupra Clujului. Și mai sunt bucăți din zid, se pot vedea în mai multe locuri. Super, foarte interesant. Și avem și un monument aici în spate. Da. Monumentul Unirii? Parcă? Nu, puteți să mergem mai în față pentru că e interesant din mai multe puncte de vedere. În primul și primul rând trebuie spus că acest monument nu a fost pe această... Asta nu este amplasamentul lui original. Amplasamentul original este centrul cetății, actuala Piața Unirii. Da. Doar că în 1902, în momentul în care statuia regelui Matia Corvin a fost inaugurată, monumentul a fost mutat aici. Ok. Monumentul se numește astăzi Obeliscul Carolingian. Deci dacă vreau să jucați Scrabble și nu vine un cuvânt okay. mai bun, cred că cu asta veți lua niște puncte mari. Da. Este în memoria Carolinei Augusta și okay. soțului ei, Francisc, împărat de Habsburg. Mai okay. multe lucruri interesante. În primul rând, cred că fix ceea ce filmează acum este stema veche a orașului. Stema veche a orașului, un blazon destul de comun în Europa, din câte știu și Praga are un blazon foarte asemănător, respectiv 3 turnuri și o poartă deschisă. Da. A fost de-a lungul întregului ev mediu tema orașului, chiar și perioada comunistă a fost supraviețuită. Mă rog, au fost mai multe elemente în stema comunistă, dar a rămas și această stemă. Din păcate, în anii 90, în care cred că multă lume își amintește ce administrație a avut Clujul, a fost considerată mult prea străină, okay. ca să nu-i spun ungurească, și a fost înlocuită de o stemă care nu are absolut nicio legătură cu istoria orașului. Okay. Există câteva inițiative cetățenești pentru a se reveni la această stemă, din păcate până acum nu s-a ajuns la un consens. În schimb, este îmbucurător faptul că pe mai multe clădiri, vom mai vedea încă în vreo 2 locuri, se păstrează încă vechea stemă a orașului. Okay. Ok, revenind la monument, da. Este construit în urma vizitei
cuplului împărătesc în Transilvania, în Cluj. Se zice că au stat în jur de 2 săptămâni la Cluj. Foarte interesant este faptul că acest Francisc, la începutul vieții a fost Francisc al doilea și la sfârșitul vieții a fost Francisc I. Wow. Este singurul personaj din istorie care, la care s-a întâmplat asta. De ce? Pentru că și-a început regimul, ca să spun așa, și-a început în momentul în care a fost încoronat, era împărat de Habsburg, da. Și era al doilea, pentru că mai fusese cineva înaintea lui. Dar de-a lungul vieții a avut, și în urma războaielor, a devenit împăratul Imperiului, Sfântului Imperiu Roman de origine germană. Și acolo era întâiul. Înaintea lui nu mai fusese niciun francesc. De-aia este și asta un element interesant. Bun, pe monument se văd mai multe bazoreliefuri, mai multe scene. Una dintre ele este intrarea cuplului în oraș. Așa, ia să vedem unde e. E pe cealaltă parte. Ok. Ceea ce vedem aici este o scenă din cadrul vizitei cuplului imperial și ei au fost și, din câte știu, primii care au deschis și un spital dedicat persoanelor nevoiașe în oraș, în Cluj. De aceea au fost foarte populari, foarte iubiți și în urma unui asemenea eveniment important, desigur că s-a realizat și un monument. Da, din păcate nu este în cea mai bună stare. Sperăm de mulți ani că urmează să fie restaurat. În ultimii ani și datorită celebrării centenarului unirii Transilvaniei cu restul țării, s-au construit multe statui noi și cred că ăsta a fost și unul dintre motivele pentru care nu s-a investit încă în statuile mai vechi. Dar sunt destul de optimist că în curând și obeliscul carolingian va fi restaurat. O să fie la un moment dat, asta e clar, dar sperăm cât mai repede. Da, este și un punct central al istoriei Clujului, chiar dacă mulți clujeni nu cunosc în detaliu istoria lui. Da, mai există o legendă urbană în Cluj care spune că asta este și un monument al, cum să-mi exprim frumos, consumatorilor de alcool. Ok, de ce? Păi, dacă vii sâmbătă sau duminica dimineață pe scările astea, da, ok, îi găsești aici. Da, este un mic hostel improvizat. Da, vedem că sunt terase, sunt locuri în care poți să bei, să mănânci. Da, a fost prima zonă pietonală a Clujului. Ok. Deschisă în anii 2000, lumea a fost destul de reticentă într-o primă fază, pentru că nu mai exista zona pietonală în oraș, era perioada în care toată lumea vrea să meargă cu mașina. Dar în scurt timp a fost umplut de terase, da. A devenit unul dintre spațiile preferate de către clujeni pentru promenadă și în special pentru evenimente. Ok. Cred că despre evenimente putem să povestim un pic mai târziu. Da. Piața astăzi se numește Piața Muzeului datorită acestei clădiri maro din față. Muzeul de istorie al Transilvaniei cu o colecție foarte interesantă. Care, din păcate, de mulți ani este mai mult închisă decât deschisă, dar sperăm să se poată vizita în curând. Muzeul este numit după domnul de aici, Constantin Daicoviciu, dacă nu mă înșel, primul rector al Universității Babeș-Bolyai. Cluj are o tradiție universitară mult mai veche, doar că înainte erau două universități separate. Din câte știu, el a fost primul, sau dacă nu, măcar printre primii rectori ai universității. În niște ani foarte grei, în perioada oarecum incipientă a comunismului în România. Este unul dintre marii istorici ai Clujului, mă rog, sunt unii care sunt de părere că a scris într-un anumit fel. Eu zic că nemții au un cuvânt care descrie foarte bine elementul ăsta, se numește Zeitgeist, respectiv în spiritul vremurilor, și nu știu cât de corect este după 60 de ani să judecăm sau după 500 de ani să judecăm pe cineva. Nu prea ar fi corect. Exact. Da. E bine că ai zis-o tu, ca să nu-l spun eu. Am zis-o. Bun, despre Daicoviciu vă pot spune o poveste pe care mi-a povestit-o un prieten bun de-al tatălui meu, care a fost unul dintre primii lui studenți și care povestea, din nou, a se lua ca atare, ca și povestea respectivă. Da. Daicoviciu ar fi fost printre primii care au început să facă săpături arheologice și la Cluj și la San Misegetusa. Ok. Și prietenul acesta al tatălui îmi povestea că, în ciuda anilor foarte, foarte grei și cu cenzură și cu așa mai departe, Daicoviciu era un tip super jovial și care glumea foarte mult și
le și permitea studenților să glumească cu el. Okay. Și tipul ăsta mi-a povestit că la un moment dat erau la Sarmi Segetusa, săpau pe acolo și știau că în fiecare vară este această tabără de săpături. Și într-un an, cu vreo lună și ceva înainte de începerea taberei de arheologie, s-au luat mai mulți studenți și au luat o bucată de piatră și au lucrat vreo lună, au șlefuit-o fin, frumos, au scris ceva cred pe ea. Cred că imaginez, așa. Și au ascuns-o unde știau că va căuta el a doua zi. Ok. Și în momentul în care a găsit-o, mamă, fericit, toată lumea, pai, dau de băut, hai să vedem ce am găsit. Și pe urmă a citit ce scria pe ea, știa să citească fluent latina și scria ceva de genul din partea lui Decebal pentru Daicoviciu să mă pupi undeva. Glumiță. Dacă chiar a existat povestea. La un moment dat circula legenda că ar fi piatra respectivă s-ar afla încă în colecția muzeului. Eu nu l-am văzut niciodată. Este o poveste drăguță pe care îmi place să o povestesc turiștilor. Da. Bun, doar două lucruri despre prezent în piață. Da. În primul rând, pe partea stângă, fără a face reclamă cuiva, dacă sunteți băutori de cafea, Olivo Coffee Aici. Culture este... Se spune cea mai bună, cred că dacă îi spun cafenea, îi jignesc, prăjitorie de cafea din Cluj. Eu beau cafea doar din luna mai de anul ăsta, așa că nu mă pot declara ca și un mare cunoscător, dar prietenii care beau cafea sunt foarte mari fani ai Olivo. Da. Lângă este un restaurant, se numește Marti, care este unul dintre cele mai vechi lanțuri de restaurante din Cluj, de pizzerii. Care unde este? Aici, în dreapta? Pe partea dreaptă, da. Da. Nu povestesc despre mâncare foarte multe, cine vrea să vină să o încerce, dar povestesc despre toaletă. E interesant să vorbim despre toalete în restaurante, dar dacă veți merge la restaurant... Deci are o toaletă instagramabilă, nu? Pentru pasionații de istorie. Dacă mergeți la toaletă, care este la subsol, veți descoperi niște vestigii romane foarte interesante. Ce interesant! Da. Lucruri originale. Nu în toaletă, ci lângă, da. În momentul în care acum câțiva ani s-a demolat vechea clădire de aici și s-a construit aceasta. Da. Despre stilul clădirii nu mă voi exprima. Da, ne abținem să vedem. S-au găsit aceste vestigii romane și... S-au menținut. Asta a fost condiția impusă de către Comisia de Urbanism. Foarte tare. Și cinste celor care au menținut. Da. Avem și exemple unde au fost niște vestigii mult mai mari și mai valoroase. Care nu s-au mai... Care oficial ar fi trebuit acoperite cu un perete de sticlă pentru a putea fi văzut. Dacă voi ați văzut peretele de sticlă, l-am văzut și eu. Da, da, păcat. Da. Dar să sperăm că de acum încolo ele vor fi păstrate și oamenii vor fi mai conștiincioși că ține de amprenta locului. Da, pe de-o parte... Și chiar se pot folosi de ea. De exemplu, cei de aici. Da. Da, adică este singurul restaurant, cred că din toată țara, despre care deci povestesc că mergeți aici ca poți să vedeți un ce fain e la toaletă. Asta, da. Bun, că tot am povestit despre prima biserică din piața centrală. Ea mai există și azi, dar într-o formă complet modificată, adică a fost distrusă complet în 1241 de către mongoli. A fost reconstruită și avariată odată la reformă, odată la contrareformă. Ok. Mie, astăzi... Interiorul ei nu este atât de spectaculos. În interior există un singur element care poate fi mai interesant, respectiv o copie a unei statui a Fecioarei Maria. Okay. Probabil ați auzit de marele pelerinaj catolic de la Șumuleuciuc. Așa. Acolo se merge pentru o statuia Fecioarei Maria, care se consideră că face minuni, că ar fi făcătoare de minuni. Deci se întâmplă și astăzi, nu? Da, da, da. Este în fiecare an de rusalile catolice. Da. Sunt undeva la fiecare an, la vreo 300 și ceva de mii de oameni se strâng acolo. Între timp a devenit o chestie, în mare parte sunt maghiari, mai capătă și o altă tentă, dar la bază este un eveniment religios și, mă rog, nu doar la bază, scopul principal este un eveniment religios, doar că în timpul celui de-al doilea război mondial, această statuie a fost adăpostită de Cluj pentru o perioadă. A fost dusă după război înapoi, doar că o copie se păstrează astăzi în continuare în această biserică. Okay. Ce îmi place mie cel mai mult este cum stilurile arhitectonice se ciocnesc aici, la fel cum s-au ciocnit și diferitele confesiuni.
reformă, contrareformă, în Cluj am avut trei feluri de, sau avem în continuare trei feluri de protestanți, fiecare venind cu particularitățile sale, dar vom afla mai târziu. Și aici, dacă ne uităm atenți, vom vedea biserica care inițial este gotică, da. Se văd acele ferestre gotice cu încadramentele, cu acele arcuri frânte. Asta este unul dintre elementele principale ale stilului gotic, dar în mijlocul ferestrei gotice, în timpul contrareformei habsburgice, s-a construit un turn baroc. Da. Pentru mine e unul dintre, e așa, o istorie vie a Transilvaniei, care istoria poate fi scrisă în cărți sau poate fi construită, poate fi văzută în construcție. Aici se vede foarte clar în construcție. Da. Lângă, în partea stângă, cum ne uităm noi, sunt vechile, este clădirea care aparținea mănăstirii respective, care într-o anumită măsură, în partea de jos, este încă originală. Adică cea până în portocaliu, cea până în clădirea portocalie? Sau cea portocalie, chiar cea portocalie. Da, okay. Da, este, mănăstirea a fost a franciscanilor, a ordinului de călugări franciscani. După al doilea război mondial a fost naționalizată. A fost transformată la un moment dat în liceul de muzică. Da. Noi clujenii o știm în continuare drept liceu de muzică, doar că după 90 a fost revendicată și prin 2000 și ceva, după lungi procese, a fost redată mănăstirii franciscane. Ok. De atunci a fost mutată și școala de muzică, nu mai este aici, ci este într-o altă clădire, nu chiar atât de centrală. Ok. Și uite unde am ajuns, o zonă deosebită. Da, special deschis pentru noi. Da. Da, când eram mic, aici toți clujenii știau că aici este liceu de muzică. Ok. De fapt, înainte să fie liceu de muzică, a fost mănăstirea despre care povesteam anterior. Da. Care după contrareformă a devenit franciscană. După al doilea război mondial, în 1948, cred, a fost naționalizată. Călugării au trebuit să părăsească incinta, a fost transformată la un moment dat în liceu de muzică despre care vorbeam. Da. După 90 s-a început procesul retrocedării și abia cu aproximativ 10 ani a fost retrocedată. Okay. Se află într-un amplu proces de renovare, întreaga clădire, inclusiv curtea, urmând să fie deschisă o școală privată, dacă nu mă înșel. Însă aici, sala care, pe care mulți clujeni nu știau drept sala de spectacol a liceului de muzică, a folosit înainte mănăstirii ca una dintre dependențe. Din câte știu, a fost la un moment dat bibliotecă sau sala de mese a călugărilor franciscani. Astăzi, după cum vedem, este în curs de renovare, dar renovarea este aproape finalizată, restaurarea. Mă bucur că e făcută frumos și cu gust și fără inox și fără termopane și fără ciment adăugat aiurea, da. Din păcate se întâmplă în mult prea multe locuri în România. Ceea ce este foarte interesant și pentru mine cel mai impresionant sunt două elemente. Odată nervurile gotice, da. Care sunt originale, adică dacă vreți să vedeți Harry Potter de Cluj, aici trebuie să veniți. Okay. Și unele dintre cele mai vechi graffiti-uri din Cluj, realizate probabil de către călugări. Care încă se văd scrijeliturile. De exemplu, acolo sus este în 1571. A, uite sus. Da. Personal, România și Transilvania mi se pare că au un avantaj enorm în comparație cu multe țări din vestul Europei, pentru datorită faptului că multe monumente sunt originale. Îmi amintesc că am fost acum, în ultimul an de master, în facultate, am fost în Germania cu colegii și am fost la Dresda, printre altele, unde mi s-a arătat patrimoniul UNESCO, Palatul și așa mai departe. Dresda, în al doilea război mondial, cel mai înalt punct avea un metru, pentru că a fost bombardat complet. Și a fost reconstruit totul. Ei, noi n-am reconstruit totul, noi păstrăm original. Și asta este un avantaj enorm. Iar poate acolo e interesant de filmat în colț. Din nou, elemente ale goticului, care, spre diferență de baroc, unde barocul sunt îngerașii ăia bine hrăniți, grăsuți, este cât se poate de,
cât se poate de colorat, de auriu, goticul pune foarte mult accentul pe aceste ființe supraumane, pe mici monștri, pe creaturi biblice și nu neapărat. Da, sper că într-un viitor apropiat să poată fi deschis și turismului această sală și să poată fi vizitată. Nu multă lume, nici foarte mulți clujeni nu știu despre existența ei. Iată, cu ocazia asta, sper că vor ști cât mai mulți clujeni și mai mulți oameni. Mai văd acolo niște semne, niște scrisuri, parcă nu? Parcă mai sunt și acolo. Da, sunt... Asta este o dovadă a faptului că spațiile astea au fost vii. Că aici au locuit oameni, au trăit oameni, au activat oameni. La fel sunt și în Biserica din Deal din Sighișoara. Este tot așa o inscripție scrisă în gotica veche. Cei care nu vorbesc latina în biserică vor fi ajutați să iasă din biserică cu bastoane și li se vor scoate păduchii cu bastoanele. Wow. În Cluj avem tot o inscripție asemănătoare, o vom vedea în Biserica Reformată, da. Cu scrisă probabil de unul dintre elevii care studia la școala reformată și este scris, mă rog, acolo e reformată, și este scris că cei ce nu vorbesc latina stau ca boii și se uită. Deci, da. Nu doar noi am inventat umorul, exista și mai demult. Uite, vină puțin. 1572. Și aici, dacă vii și ți-ai puțin timp, poate și o lupă, vei vedea multe înscrisuri, multe mesaje, ceea ce mi se pare fantastic. Deci un mesaj de la 1500. Da.